Stephen King, camioanele. Numele individului era Snodgrass și mi-am dat seama că se pregătea să facă o prostie. Ochii îi se măriseră, arătându-și mult albul ca un câine care e gata de atac. Cei doi puști care intraseră în parcare cu un viraj derapat în vechiul lor Fari, încercau să vorbească cu el, dar el stătea nemișcat cu privirea fixă ca și cum ar fi auzit alte voci. Avea un început de burtă, ținută bine de un costum bun, care începea să-și arate luciul la fundul pantalonilor. Era comis voiajor, valiza cu mostre strânsă cu grijă în brațe, ca un cățel adormit. Mai încearcă radioul, spuse șoferul așezat la bar. Barmanul ridică din umeri și deschise aparatul căută pe toată scala, dar nu prinse nimic altceva în afară de paraziți. Ai căutat prea repede, protestă șoferul. Poate că ți-a scăpat ceva. Pe dracu, spuse barmanul. Era un negru în vârstă, cu un zâmbet plin de aur. Nu se uita la șofer. Privea la parcajul din fața barului, prin vitrina de sticlă. Erau acolo șapte sau opt camioane grele, cu motoarele în funcțiune, în ralantii. Sunau ca niște pisici uriașe, torcând vreo două mecuri, un Hemingway și patru-cinci Rio. Semire morci, transportoare de mare distanță, o mulțime de plăci de înmatriculare, antene telescopice de radio lucind pe acoperiș. Fariul puștilor zăcea răsturnat cu roțile în sus, acolo unde se terminau urmele lungi, întortocheate, ale derapajului pe vechiul pavaj de piatră al parcării. Acum era o grămadă în formă de fier vechi. La intrarea în porțiunea rezervată camioanelor, mai era un cadiac distrus. Prin parbrizul spart, posesorul său privea cu ochii larg deschiși, ca un pește mort aruncat pe mal. Ochelarii cu ramă de os îi atârnau pe una din urechi. În dreptul mașinii, în centrul parcării, zăcea trupul unei fete într-o rochie roz. Sărise din cadiac când își dăduse seama că mașina se va sfărâma. Încercase să fugă, dar n-a avut nicio șansă era lucrul cel mai insuportabil de privit, deși era cu fața în jos. Muștele zburau în roiuri în jurul ei. De cealaltă parte a șoselei, un ford vechi se izbise de barele de protecție de pe margine și rămăsese înțepenit acolo. Asta fusese acum o oră, de atunci nu mai trecuse nimeni. Bariera nu o puteam vedea pe fereastră, iar telefonul nu funcționa. Ai căutat prea repede, protestă din nou șoferul. Mai bine ai fi. Atunci a sărit Snodgrass în picioare. Masa se răsturnă, împrăștiind în jur cioburile ceștilor și zahărul. Privirile lui erau disperate, maxilarul îi atârna, cuvintele se înșirau, fără pauză, greu de distins. Trebuie să scăpăm de aici, trebuie să scăpăm, să scăpăm. Puștiul și prietena lui strigară înspăimântați. Eu stăteam pe scaunul cel mai apropiat de ușă și l-am înșfăcat de cămașă, dar reuși să se smulgă. Arăta ca hipnotizat. Ar și trecut și printr-un zid de oțel. Izbi ușa. În momentul următor, sprinta pe pietriș către șanțul din stânga. Două din camioane se repeziră în urmărirea lui Țevile de eșapament din spatele capinelor trimiteau către cer nori de fum brun, roțile apoi aruncând pietrișul în gerbe lungi. Cred că nu mai avea de făcut decât cinci sau șase salturi și ar fi ajuns în marginea parcajului, dar se întoarse, se uită în spate și spaima îi s-a pe chip. Se împletici și aproape căzu. Își recapătă echilibrul, dar era prea târziu. Unul din camioane se întoarse, celălalt atacă, masca radiatorului strălucea sălbatic în lumina soarelui. Snodgrass urlă, un sunet înalt și subțire, acoperit aproape total de mugetul violent al dieselului. Nu a trecut peste el, mi-am dat seama că așa ar fi fost mai bine pentru el. De fapt, l-a izbit, aruncându-l în sus și în față, așa cum este șutată o minge de fotbal. Un moment silueta i se proiectă pe, pe, cerul fierbinte de după amiază ca o sperietoare de cior dezmembrată, iar în momentul următor zăcea în șanțul de scurgere. Frânele camionului uriaș scoaseră un șuierat de zmeu, roțile din față înțepeniră, lăsând șanțuri adânci în pietriș și se opriră la un centimetru doi de bordura parcajului, ticălosul. Fata din boxă tipă, degetele îi erau încleștate pe obraj, trăgând de ei în jos, fața arătând ca o mască înspăimântătoare. Zgomot de sticlă spartă. Am întors capul și l-am văzut pe șoferul de camion strângând în pum paharul care se spărsese. Cred că nu-și dăduse încă seama. Laptele și picături de sânge căzură pe tășgheaua barului. Negrul de la bar rămăsese încremenit lângă radio cu un prosop în mână, cu o expresie de uimire neîncrezătoare. Dinții îi luceau. Un moment fu liniște, cu excepția buzăitului ceasului electric și a duduitului motorului de riu, care își relua locul lângă și lui. Apoi fata început să plângă și totul fu normal sau cel puțin mai bine. Mașina mea era în spatele barului, tot fier vechi. Era un Camaro încă nou, mai plăteam rate, dar acum nu mai avea nicio importanță. În cabinele camioanelor nu se aflau oameni. Soarele se reflecta în fulgere pe parbrizele în spatele cărora nu se afla nimeni. Volanele se roteau singure. Dacă te ai fi gândit prea mult la asta, ai fi nebunit ca gres. Au mai trecut două ore. Soarele începea să coboare. Afară, camioanele patrulau încet în cercuri și opturi. Luminile de semnalizare și farurile se aprinseseră. Am făcut câțiva pași de-a lungul tășghelei ca să-mi alung amorțeala din picioare, apoi m-am așezat în una din boxele aliniate în dreptul vitrinei. Ne aflam într-un bar tipic al unui popas pe autostradă. În spate era o stație service cu toate facilitățile, pompele de alimentare erau aprovizionate și cu benzină și cu motorină. Șoferii puteau bea o cafea și mânca o plăcintă. Domnule, vocea era nesigură, m-am uitat. Erau cei doi puști din Fari. Băiatul arăta de vreo 19 ani. Avea părul lung și o barbă, ce de-abia începea să arate a barbă. Fata părea mai tânără. Da? Cu dumneavoastră cum s-a întâmplat? Am ridicat din umeri. Veneam pe autostradă spre Pelson. Un camion venea din spate. L-am văzut între retrovizor de la distanță. Avea viteză foarte mare. I-am auzit motorul încă de când era la vreo milă în spatele meu. A trecut pe lângă un Volkswagen cărăbuș, ca un fulger, aruncându-l cu remorca de pe șosea, ca pe un cocoloș de hârtie pe care îl pocnești cu unghia. Am crezut că va derapa și el și va părăsi șoseaua. Niciun șofer n-ar fi reușit să-l mențină pe șosea cu remorca derapând în spatele lui. Dar și-a păstrat direcția. Volkswagenul s-a rostogolit de șase sau șapte ori pe câmp și a explodat. Camionul a mai ajuns o mașină din urmă care a pățit la fel. Eu eram următorul pe care l-ar fi ajuns, așa că am luat-o la dreapta pe prima ieșire de pe autostradă cât am putut mai repede. Am râs, dar nu foarte vesel. Și am ajuns într-un popas pentru camioane din lac în puți. Fata suspină și se forță să vorbească. Noi am văzut un autobuz, Greyhound, mergând în sens invers pe pista autostrăzii. A zvârlea în calea lui toate mașinile. A explodat și a ars până la urmă, dar înainte de asta a făcut măcel. Autobuz Greyhound. Asta era ceva nou și rău. Afară, toate farurile se aprinseră deodată la unison, inundând parcajul cu o strălucire stranie, fără profunzime. Mârâind, camioanele se mișcau înainte și înapoi. Farurile păreau ochi și în întunericul care se adâncea, semire morcile negre semănau cu spinările cocoșate, cu umeri lați ai unor monștri preistorici. Omul de la bar întrebă, o fi bine dacă aprind lumina? fă i-am spus, și ai să afli. Umblă la întrerupătoare și un șir de globuri murdare de muște se aprinsă deasupra. Tot atunci firma de neon de afară se aprinse și ea. La Conant, stație de benzină și bar, se mănâncă bine. Nu se întâmplă nimic altceva, camioanele continuau să patruleze. Nu înțeleg nimic, spuse șoferul. Se dăduse jos de pe scaunul lui și se plimba încoace și încolo cu mâna înfășurată în eșarfa roșie pe care o purtase la gât. N-am avut nicio problemă cu camionul meu. E vechi, dar mi-am făcut bine treaba cu el. Puțin după ora 1 am oprit aici ca să mănânc o porție de spaghete. Și ce să vezi? Își agită brațul cu eșarfa care fâlfâi. Camionul meu e ăla din față, ăla cu stopul din stânga stins. Îl conduc de șase ani, dar dacă aș ieși acum pe ușa asta... Suntem abia la început, spuse barmanul. Ochii lui, umbriți de sprâncene, păreau din lavă topită. Dacă radioul nu mai funcționează, cred că e de rău. Suntem abia la început. Paloarea feței se accentuă, fața ei avea... Paloarea fetei se accentuă, fața ei avea culoarea laptelui. Lasă asta acum, i-am spus barmanului. E încă prea devreme. Oare din ce cauză? se întrebă șoferul. Furtuni magnetice? Experiențe nucleare? Poate ca un nebunit, am spus. Pe la șapte m-am dus la omul de la bar. Cum stăm? Mă gândesc la faptul că poate va trebui să rămânem aici un timp. Fruntei se încreții, nu prea rău. Chiar ieri am fost aprovizionat două 300 de porții de hamburgeri, conserve de fructe, fulgi de cereale, lapte, numai cât este în frigider. Dar avem apă din fântână. Dacă trebuie, noi cinci putem să o ducem o lună sau mai mult. Șoferul veni și el privindu-ne chioruș. Am rămas fără țigări. Mașinăria aia... Automatul pentru țigări nu e al meu, spuse barmanul. Nu mă interesează. Camionagiul avea un levier de oțel pe care îl luase din mica magazie din spate. Începu să se ocupe de automat. Puștul se duse la tonomatul care lucea și scânteia într-un colț și puse o monedă. Vocea lui John Fogerty începu să cânte despre țărmurile oceanului. M-am așezat și m-am uitat pe fereastră. Am văzut ceva ce nu mi-a plăcut. O camionetă mică. Chevrolet se, alătura alăturase camioanelor de mare tonaj ca un ponei printre cai masivi de povară. Mă uitam cum trece impasibil peste trupul fetei din cadiac și mi-am întors privirea. Dar sunt făcute de noi, strigă fata cu disperare. Cum pot Prietenul ei îi spuse să tacă. Camionagiul reușise să deschidă automatul de țigări și să servi cu vreo șase-șapte pachete de Viceroy le plasă în buzunare diferite, unul îl deschise. După mine s-a preocupată, nu-mi dădeam seama dacă intenționa să le fumeze sau să le mănânce. Un nou disc era acum la tonomat. Era ora opt. La opt și jumătate s-a întrerupt curentul. Când s-au stins luminile, fata țipă, un strigăt care se întrerupse brusc, ca și cum prietenul ei îi acoperise gura cu palma. Tonămatul se stinse cu un sunet de notă întreruptă la mijloc. Ce-o fi?" exclamă șoferul. Barman!" am strigat. Ai lumânări?" Cred că da, stai puțin, da." Uite câteva." M-am ridicat și le-am luat. Le-am aprins și am început să le fixăm în diferite locuri. Fii atent!" i-am spus. Dacă dăm foc localului, vom avea de plătit toată viața." Plăscăi din limbă, fără veselie. Îmi pare bine că ți dai seama. Când am terminat de așezat lumânările, puștul și fata stăteau ghemuiți unul în celălalt, iar șoferul privea prin ușa din spate la încă șase camioane grele care patrulau printre rezervoarele stației de carburant. Nu-i așa că asta cam schimbă situația? Am întrebat. Dacă curentul s-a întrerupt definitiv, ai perfectă dreptate. Ce șanse avem? L-am întrebat pe barman. Hamburgerii se vor alterna. În trei zile. Restul cărnii cam la fel. Conservele și hrana uscată rezistă. Dar nu asta e cel mai rău. Nu, nu vom avea apă fără pompă. Cât timp rezistăm fără apă? O săptămână. Umpleți toate vasele pe care le găsiți. Umpleți până nu mai curge nimic. Closetele unde sunt. Găsim apă în rezervoare. Este o toaletă în spate pentru personal, dar toaletele pentru clienți sunt afară. Unde? În clădirea de vis-a-vis -vis, cea cu atelierele? Mărturisesc că nu-mi convenea deloc. Nu, ieși pe ușa laterală, la câțiva metri. Dăm două găleți. A găsit două găleți din tablă galvanizată. Puștiul se ridică. Trebuie să facem rost de apă, cât mai multă posibil. Atunci dăm și mie o căldare. I-am întins o căldare. Jerry, strigă fata, tu... El o privi, iar ea nu scoase un cuvânt, dar luă un șervețel de hârtie și începu să-i rupă colțurile. Camionagiul fuma și privea în podea zâmbind. El nu spuse nimic. Ne îndreptarăm către ușa laterală pe care intrasem mai devreme în acea după amiază și ne-am oprit o clipă acolo, privind la umbrele care se lungeau și se mișcau odată cu mișcarea de dute vino a camioanelor. Acum? întrebă puștiul. Brațul lui se atinse de al meu și mușchii îi jucau în mișcări bruște. Dacă l-ar fi atins cineva, ar fi sărit până în tavan. Liniștește-te, i-am spus. Zâmbi ușor. Era un zâmbet chinuit, dar așa era mai bine decât nimic. Bine, bine. Ne strecurarăm afară. Aerul nopții sărăcise. Greierii țârâiau în iarbă, broaștele o în șanțul de la marginea șoselei. Aici, afară, huruiau camioanele. Huruitul camioanelor se auzea mai tare, mai amenințător. Păreau fiare sălbatice, din interior totul se vedea ca într-un film. Aici simțeai că este realitate. Puteai într-adevăr să fii ucis. Ne-am furișat pe lângă peretele placat cu faianță. O strășină îngustă ne dădea puțină umbră. Camaroul meu. Zăcea un morman lipit de împrejmuirea de protecție din fața noastră și lumini slabe se reflectau în metalul contorsionat și în băltoacele de benzină și ulei. Tu du la doamne!" i-am șoptit, umple găleata de la rezervor și așteaptă. Zgomotul legal al dizelurilor era înșelător, credeai că vin, dar nu era decât ecoul reflectat de pereții clădirilor. Nu erau decât vreo șase metri, dar distanța părea mult mai mare. Deschise ușa toaletei pentru Doamne și intra. Eu am mers mai departe și imediat am ajuns la cea pentru Domni. Mi-am simțit mușchii destinzându-se și îmi scăpă un oftat de ușurare. Mi-am văzut umbra în oglindă, am distins o față albă, încordată, ochii întunecați. Am îndepărtat capacul rezervorului de porțelan și am cufundat căldarea în apă. După ce s-a umplut, am mai vărsat puțină apă în rezervor ca să nu facă zgomot și m-am dus la ușă. Hei! Da, șopti. Gata? Da. Am ieșit din nou. Cred că nu făcusem nici șase pași când luminile farurilor ne orbiră. Un camion se furișase acolo cu roțile lui uriașe fără să facă nici cel mai mic zgomot pe pietriș. Stătuse la pândă și acum, năvălea spre noi cu farurile strălucind. Două cercuri sălbatice, barele cromate ale mă măștii radiatorului, părând că cărânjesc. Puștiul în lemni, figura lui exprima groaza, cu ochi fără expresie pupilele micșorate. la am îmbrâncit violent, jumătate din apă se vărsă. Fugi! Duduitul dizelului deveni urlet. Am întins mâna peste umărul băiatului să deschid ușa, dar înainte de a o putea atinge, aceasta a fost deschisă din interior. Băiatul se repezi înăuntru, eu după el. M-am întors să mă uit la camion. Un Peterbilt uriaș care în plină viteză ștergea zidul exterior, placat cu faianță, dislocând plăcile sfărâmate cu un zgomot ascuțit și insuportabil, ca niște unghii gigantice care zgârie o tablă de școală cu aripa din dreapta și cu extremitatea măștii radiatorului, a sfărâmat ușa care rămânsese deschisă, pulverizând cioburi de sticlă și sfâșind balamalele de oțel de parcă ar fi fost de hârtie. Ușa dispărut, aruncată în noaptea, în noaptea ca într-un tablou de Dali, iar camionul acceleră către parcare, eșapamentul sunând ca o mitralieră grea, părea furios și dezamăgit. Băiatul puse găleata jos și se prăbuși tremurând în brațele fetei. Inima mi se zbătea în piept, iar gleznele îmi erau ca de ceară. În ceea ce privește apa, reușisem să aducem cam o găleată și un sfert amândoi. Nu prea merita efortul. Aș vrea să acopăr intrarea asta, i-am spus barmanului. Poți să-mi dai ceva? Păi, camionagiul interveni. De ce? Unui camion din astea mari nu încape nici măcar o roată pe ușa aia. Nu de camioanele mari mă tem. Șoferul tăcu și căută o altă țigară. Avem niște prelate în magazia de alături, spuse barmanul. Patronul voia să construiască un fel de șopron ca să facem un depozit de butelii de butan. Folosim prelate ca să stupăm ușa și le fixăm cu paravane de la separeuri. Cred că o să meargă, spuse șoferul de camion. N- a luat cam o oră, toți dăduseră o mână de ajutor, chiar și fata. Baricada părea solidă. Desigur că dacă ar fi fost izbită în plină viteză, n-ar fi rezistat. Cred că toți își dădeau seama. Mai rămăseseră încă vreo trei separeuri întregi în dreptul vitrinei din față și m-am așezat într-unul. Ceasul din spatele barului se oprise la opt și trei. Cred că era zece acum. Afară, camioanele erau în plină activitate. Unele plecau grăbindu-se spre misiuni necunoscute, altele veneau. Acum erau trei camionete mici care se roteau cu un aer important printre frații mai mari. Eram pe cale de a dormi, numărând în loc de oi camioane. Câte vor fi fost în întregul stat, câte în America... Camioane cu semire morcă, camioane simple, camionete, camioane platformă, dube, camioane militare cu zecile de mii autobuze. Am, auzi... am avut viziunea de coșmar a unui autobuz de transport urban urcat pe jumătate pe trotuar, duduind și izbind pietonii ca pe niște popice. Am reușit să alung coșmarul și am căzut într-un somn ușor, agitat. Cred că era aproape dimineață când Snodgrass început să strige. Sus, o lună nouă, foarte subțire, strălucea înghețat printre zdrențele norilor. Un sunet nou, mai sacadat, se adăugă. Se deosebea de sunetele egale, reduse, ale camioanelor. M-am uitat afară și am văzut o mașină de balotat paie. Strălucirea lunii se reflecta în barele metalice ale platformei pe care se transportau paloturile de paie, mașina descrind cercuri, în dreptul stâlpului cu firma care acum era stinsă. Strigătul se auzi din nou, fără îndoială din șanțul de scurgere. Ajutați-mă! Ce-a fost asta? Era fata. În umbră, ochii ei erau mari și părea teribil de speriată. Nimic am spus. Ajutați-mă! Trăiește, șopti fața, fata. Doamne, trăiește! Nu era nevoie să-l văd. Puteam să mi-l imaginez foarte bine. Snodgrass, întins pe jumătate în șanț, pe jumătate afară, cu șira spinării și picioarele rupte, costumul care fusese călcat cu grijă, plin acum de noroi, fața albă cu gura căscată îndreptată către luna indiferentă. N-au nimic, am spus tu, Privi la mine. Cum poți fi așa acum? Dar dacă îl trezești pe el, i-am spus, arătând spre băiat, el ar putea să audă ceva, s-ar putea duce afară. Ți-ar place? Fața ei își deformă trăsăturile ca și cum ar fi fost împunsă de ace nevăzute. Nimic, șopti, nu e nimic afară. Se duse la prietenul ei și își sprijini capul de trupul lui, brațele lui o cuprinseră în somn. Nimeni altcineva nu s-a mai trezit. Snodgrass mai strigă, mai plânse un timp, apoi nu se mai auzi nimic. Zorile. Mai sosise un camion. De data aceasta era un camion cu platformă, cu o macara pentru ridicarea autoturismelor. Mai era și un bulldozer. Asta m-a cam speriat. Șoferul veni spre mine și mă trase de braț. Hai puțin în spate. Îmi șopti agitat. Ceilalți mai dormeau. Hai să vezi ceva. Am mers cu el în spate, în magazie. Acolo patruleau vreo zece camioane. La început n-am observat nimic deosebit. Vezi? mă întrebă. Îmi arătă cu degetul. Uite acolo. Atunci am văzut. Una dintre camionete era oprită fără viață. Și-a terminat benzina? Asta e. Și nu se pot alimenta singure. Asta e norocul nostru. Tot ce avem de făcut e să așteptăm. Zâmbi și se căută de țigări. Era cam ora nouă. Mâncam o bucată din plăcinda de ieri, ca mic dejun, când se auzi claxonul. Era o sirenă puternică și scotea niște sunete lungi, rostogolite, care îți dădeau impresia că se opresc în craniu. Ne-am dus la fereastră să vedem ce se întâmplă un camion cu semire morcă, un rieu uriaș cu cabină roșie tresese chiar la marginea stratului subțire de gazon care despărțea restaurantul de spațiul de parcare. De la mică distanță, grilele măștii radiatorului păreau uriașe și amenințătoare. Cauciucurile ajungeau la înălțimea umerilor unui om. Sirena a început din nou, sunete aspre, nerăbdătoare, care se împrăștiau și reveneau datorită ecoului. Semnalele erau regulate, despărțite de pauze egale, mai scurte și mai lungi, într-un fel de ritm. Asta e Morse!" exclamă puștiul Jerry. Șoferul se uită la el. De unde știi?" Puștiul roșii puțin. Am învățat la cercetași. Tu?" întrebă șoferul. Tu? Mai să fie!" Lasă-l în pace, i-am spus șoferului. Îți mai amintești? Sigur, să ascult. Aveți un creion? Barmanul îi dădu unul și puștul început să scrie pe un șervețel. Se opri repede. Repetă mereu același cuvânt. Atenție, să mai așteptăm puțin. Am așteptat. Sirena își trimitea semnalele lungi și scurte în aerul nemișcat al dimineții. După un timp, ritmul se schimbă și puștul început să scrie din nou. Ne-am aplecat peste umerii lui și am privit la mesaj. Cineva trebuie să pompeze combustibil. Cineva nu va avea nimic de suferit. Tot combustibilul trebuie pompat. Acum. Acum cineva va pompa combustibil. Semnalele au continuat, dar băiatul nu mai scria. Repete semnalul de atenție, spuse. Camionul repeta mesajul de mai multe ori. Nu-mi plăcea cum arătau cuvintele din mesaj, scrise pe șervețel cu litere de tipar. Păreau a fi ceva mecanic, fără niciun sentiment. Acele cuvinte nu-ți dădeau nicio șansă de a nu le îndeplini. Ori făceam astfel ori... Asta e, spuse puștul, ce facem? Nu facem nimic, spuse șoferul. N-avem decât să așteptăm avea o fățișare agitată, vorbea precipitat. Toate trebuie să fie cu combustibilul pe sfârșite. Una din cele mici din spate deja s-a oprit. Tot ce avem de sirena se opri. Camionul dădu înapoi, oprindu-se în rând cu tovară și săi. Așteptau așezați într-un semicerc, fixându-ne cu farurile. Este și un buldozer acolo, am spus. Jerry se uită la mine. Crezi că vor dărâma clădirea? Da. Se uită spre barman, dar nu vor putea să ne demoleze, nu-i așa? Barmanul înălță din umeri. Să punem la vot, spuse șoferul. Al dracului să fiu dacă vreau să șantajez pe cineva. Tot ce avem de făcut e să așteptăm, repetă ultimele cuvinte de încă trei ori, ca pe un descântec. Perfect, am spus, să votăm. Stai puțin, răspunse imediat șoferul. Eu cred că trebuie să le alimentăm, am explicat. Cred că ne putem permite să așteptăm o ocazie mai bună de a scăpa de aici, barman. Eu zic să rămânem aici, răspunse el. Vreți să deveniți sclavii lor? La asta o să ajungem. Vreți să vă petreceți restul vieților voastre, schimbând filtre de ulei imediat ce unui din chestiile astea a sunat din claxon, eu nu, privi posomorât pe fereastră. lasă să moară de foame. Eu cred că are dreptate, spuse băiatul. Este singurul fel de a le putea opri. Dacă cineva ar fi intenționat să ne sară în ajutor, până acum ar fi ajuns aici. Dumnezeu știe ce se întâmplă în alte părți. Fata, care cred că îl avea în fața ochilor pe Snowdgrass, dădu aprobator din cap și se apropie. Bun, atunci așa rămâne, am zis. M-am dus la automatul de țigări și am luat un pachet fără să mă uit la marcă. Renunțasem la fumat de vreun an, dar acum părea momentul potrivit să mă apuc din nou. Simți fumul aspru intrând în plămâni. S-au scurs 20 de minute. Camioanele din față așteptau. Cele din spate începuseră să se alinieze în dreptul pompelor. Cred că au vrut să ne sperie, spuse șoferul, numai... Deodată se auzi un sunet mai aspru, mai puternic, al unui motor care se ambala și apoi reducea turația succesiv, buldozerul. În timp ce se îndrepta spre noi, îl vedeam scânteind galben, în soare. Era un Caterpillar, clănțenea din șenilele de orțel. Fumul negru ieșea din țava de eșapament scurtă, verticală ne atacă, spuse șoferul. Pe fața lui era antipărită o expresie de adâncă uimire. Ne atacă. Înapoi, am zis, în spatele barului. Buldozerul continuă să-și ambaleze motorul. Manetele se mișcau singure. Deasupra țevii de eșapament, aerul tremura din cauza căldurii. Deodată, Lama se ridică, oțel masiv, curbat, cu bucăți de noroi uscate lipite pe suprafața lucioasă. Cu un scrâșnet sălbatic se repezi direct spre noi. Între spațiul de parcare și stratul de gazon care înconjura clădirea era un mic parapet de beton. Buldozerul se năpusti peste acesta, ridicându-și pentru o clipă lama, apoi lovi ca un berbec zidul din față. Cu explozie, cioburi de sticlă zburară în interior. Cu un zgomot de strănut înfundat gigantic, ramele de lemn se sfărâmară în așchii. Unul din globurile lămpilor din tavan căzu, împrăștiind din nou sticlă. Vesel a căzut din rafturi. Fata țipă, dar sunetul se pierdu acoperit de duduitul egal, asurzitor, al motorului caterpillarului. Intră în marșarier, zângănind peste stratul de gazon, răscolit, apoi se repezi încă o dată înainte, aruncând în toate direcțiile cele câteva cabine de separeuri rămase încă în picioare. Vitrina de sticlă, în care erau expuse plăcintele, căzu de pe tășghea, împrăștiind peste tot bucăți de plăcintă. Barmanul ședea ghemuit cu ochii închiși, iar puștul o ținea pe fată strâns îmbrățișată. Camionagiul arăta îngrozit. Trebuie să-l oprim, băigui. Băigui, spune-le că suntem de acord, o să facem tot ce vor. Cam târziu acum, nu crezi? Uldozerul se dădu din nou înapoi și era gata pentru un nou atac. Zgrieturile proaspete din lamă reflectau lumina soarelui în mici curcubeie. Se repezi înainte cu un urlet. De data aceasta, luând cu sine stâlpul principal de susținere, aceea ce fusese peretele cu vitrina. Porțiunea de acoperiș, care fusese susținută de stâlpul respectiv, căzu cu un zgomot de zidărie prăbușită. Un nor de praf, de moloz, se ridică în aer. Buldozerul ieși de sub dărâmături. În spatele lui se vedeau șirurile de camioane în așteptare. L-am apucat pe barman de umăr. Unde sunt butoaiele cu petrol?" pentru gătit foloseau gaze, dar observasem că sistemul de încălzire funcționa cu petrol. În spatele magaziei, răspunse. L-am luat de mână pe băiat, hai! Ne-am ridicat și am alergat în magazie. Buldozerul izbi din nou și clădirea se cutremură. Încă două sau trei izbituri și ne vom pomeni cu el în fața teșghelei cerând o cafea. Am găsit două butoaie de peste 200 de litri fiecare cu petrol pentru alimentarea sistemului de încălzire. Butoaiele erau prevăzute cu robinete. Într-un colț, lângă ușa din spate, am găsit o cutie cu sticle goale de Coca-Cola. Între timp, mi-am scos cămașa și am rupt-o în fâșii. Buldozerul mai izbit de două ori fiecare izbitură, fiind urmată de zgomot de prăbușire. Am umplut patru sticle de Coca-Cola cu petrol și am îndesat fâșii de cămaș în interiorul lor. Joci fotbal? L-am întrebat pe băiat. Am jucat când eram în liceu. Perfect. Atunci știi cam cum aleargă un înaintaș angajat în cursă pe extremă. Asta vom face noi acum. Am trecut în restaurant. Întregul perete din față de acum nu mai exista. Cioburile de sticlă luceau în soare ca niște diamante. O grindă masivă căzuse și rămăsese sprijinită în diagonală pe spațiul unde fusese peretele. Buldozerul dădea înapoi, pregătindu-se să o desprindă complet și bănuiam că de data aceasta își va continua mișcarea înainte până când va strivi și tășgheaua. Am îngenuncheat și am pus sticlele jos, Dă foc capetelor de cârpă, i-am spus șoferului. Își scoase chibriturile, dar mâinile îi tremurau atât de tare, încât le scăpă pe jos. Le ridică barmanul, aprinse unul, și fâșia de cămașă luă foc cu flacără roșie și mult fum negru. Mai repede, i-am spus, reuși să aprindă toate sticlele. Eu am luat două, pe celelalte două le luă băiatul. Am luat-o la fugă, puștul puțin înaintea mea cioburile scârțiau sub tălpi. Un miros de închis și de ulei plutea în aer. Totul se auzea foarte puternic și se vedea foarte strălucitor. Buldozerul începu atacul. Puștiul se aplecă pe sub grindă și o clipă i-am văzut silueta proiectată pe lama uriașă de oțel strălucitor. Eu am ieșit prin dreapta. Prima lui sticlă căzu prea aproape. A doua s-a lovit de lamă, iar flacăra care a izbucnit fu inofensivă. A încercat să fugă înapoi, dar era prea târziu. Molohul mișcător de oțel era deasupra lui vreo patru tone de oțel. M-am răsucit și am aruncat una din sticle în cabina fără acoperiș. A doua sticlă, pe care am aruncat-o, se izbi de motor. Au explodat aproape în același moment. Flăcările izbucniră din locurile respective cu un zgomot înnăbușit. În momentul următor, motorul buldozerului scoase un urlet aproape omenesc de furie și durere. Se roti violent o jumătate de cerc, în felul acesta reușind să dărâme colțul din stânga al restaurantului, în întregime apoi se îndreptă nesigur către șanțul de scurgere. Șenilele de oțel erau murdare de sânge închegat, iar acolo unde căzuse trupul băiatului rămăsese ceva care arăta ca un prosop mototolit. Buldozerul nu mai reuși să ajungă la șanț. Flăcările cuprinseseră capota motorului și cabina. Apoi, deodată, explodă într-o erupție de foc. M-am împiedicat și am făcut un pas înapoi, fiind cât pe aici să cad pe un morman de moloz. Am simțit un miros pătrunzător. Nu era numai cel de benzină arsă, păr ars. Luasem foc. Am înșfăcat o față de masă, mi-am înfășurat strâns capul cu ea, am alergat în spatele teșghelei și mi-am băgat capul într-o chiuvetă atât de violent, încât m-am izbit fundul acesteia. Fata striga fără încetare numele puștului într-un bocet inconștient. M-am întors și am văzut uriașul camion pentru transportul autoturismelor, îndreptându-se fără grabă către ceea ce fusese fața de-a restaurantului. Camionagiul scoase un țipăt și se repezi către ușa laterală. Stai, țipă, barmanul, nu face asta. Dar el era deja afară și alerga către șanțul de scurgere și câmpul întins de dincolo de acesta. Dubița stățuse probabil de pază, chiar în spatele acelei uși, pe pereții laterali scria Curățătoria Wong Dați banii și sunteți serviți pe loc. L-a călcat înainte de a ne da seama ce s-a întâmplat. Apoi dispăru, nu mai rămăsese decât șoferul, niște zdrențe în pietriș. Transportatorul de autoturisme înaintă încet peste porțiunea de beton, apoi peste stratul de gazon cu rămășițele băiatului și se opri cu botul lui uriaș în interiorul restaurantului. Sirena scoase un sunet strident pătrunzător, urmat de încă unul, apoi încă unul. Oprește-l, scânci fata, vă rog, opriți-l! Dar semnalele continuară încă mult timp. Nu era greu să distingi aceeași regularitate ca mai înainte. Cerea ca cineva să vină să-l alimenteze, pe el și pe ceilalți. Mă duc eu, am spus. Pompele sunt încuiate? Barmanul dădu din cap a negație, îmbătrânise cu cel puțin 50 de ani. Nu, țipă fata, Trebuie să-i oprești, să repezi spre mine, să le dai foc, să le distrugi. Vocea îi se rupse într-un plâns deznădăjduit de suferință neputincioasă. Barmanul o sprijini. Am înconjurat teșgheaua, făcând un drum cu grijă prin moloz. Am trecut prin magazie și am ieșit. Inima îmi bătea violent atunci când am pășit în exterior, sub razele arzătoare ale soarelui de vară. Simțeam nevoia de a-mi aprinde o țigară, dar, într-o situație. dar, într-o stație de benzină, nu se fumează. Camioanele așteptau aliniate. Dubița spălătoriei luase poziție de pândă a câinelui de pază, mărâind la o oarecare distanță în dreptul meu. La prima mișcare greșită, mă va face una cu pământul. Soarele lucea pe parbrizul, fără niciun chip omenesc, dincolo de el, și simți un fior. Era ca și cum te-ai fi uitat la chipul unui idiot. Am răsucit comutatorul pompei în poziția pornit și am apucat furtunul, am desfăcut capacul rezervorului primului camion și am început să pompez combustibilul. Cam o jumătate de oră a durat până am golit primul rezervor al stației, după care m-am deplasat la următorul. Trebuia să pompez când benzină, când motorină. Camioanele defilau prin fața mea fără încetare. Acum începeam să înțeleg. Probabil că același lucru îl făceau acum alți oameni pe tot întinsul țării. Dacă nu zăceau morți ca șoferul, una cu pământul sub urme de cauciucuri grele. Apoi am golit al doilea rezervor și am trecut la al treilea. Soarele mă izbea în cap ca un ciocan. Capul mă durea de la emanațiile de gaze. Degetul cel mare și arătătorul cu care ținam capătul metalic al furtunului îmi provocau dureri cumplite, dar ei nu cunoșteau asemenea lucruri. Ei știau numai despre conducte crăpate, pinioane uzate, pistoane sau lagăre gripate, dar n-ar pricepe nimic despre oboseală insolație sau despre nevoia de a urla. N-aveau nevoie să știe decât un singur lucru despre foștilor stăpâni și pe acesta îl știau. Dacă suntem răniți, nouă ne curge sânge. Ultimul rezervor se goli și am aruncat furtunul jos. Dar camioanele erau acum mai multe ca la început. Șirul ajungea până la autostradă. Mi-am sucit capul de câteva ori să scap de înțepeneala provocată de efort și deodată am rămas cu ochii holbați. Pe autostradă, șirul camioanelor se pierdea la orizont pe toate cele trei benzi ale sensului. Era ca într-un coșmar, ca pe autostrăzile din Los Angeles la orele de trafic intens. Aerul vibra de la eșapamentele lor. Era impregnat de vapor de petrol. Gata, am spus. Nu mai e benzină, băieți. Dar apoi am auzit un duduit mai gros, o notă de bas care îți făcea dinții să clănțăne. Lângă rezervoare trăgea un camion uriaș argintiu o cisternă. Pe pereții laterali scria: Umpleți-vă rezervoarele cu Philips 66, combustibilul motoarelor cu reacție. Un furtun gros se desprinse în spatele camionului. M-am dus, l-am ridicat, am deschis capacul de alimentare al primului rezervor și am cuplat furtunul camionul început să pompeze. Duhoarea de petrol îmi imbiba toată ființa. Probabil aceeași duhoare o simțiseră dinozaurii în timp ce se scufundau încet, încet, în blaștinile de gudron. Apoi am umplut și celelalte două rezervoare și m-am apucat din nou de treabă. Starea de conștiență m-a părăsit treptat, până la un punct unde am pierdut noțiunea timpului și pe cea a numărului camioanelor. Deșurubam capacele, vrăm capătul furtunului în gaură, pompam până când lichidul greu, fierbinte, țâșnea din rezervor. Apoi fixam din nou capacul. Bășicile din palme mi se sparseră, lichidul scurgându-mi se pe încheieturile mâinilor. Capul îmbubuia de parcă aveam abcese la toate măselele. Stomacul mi se întorcea fără încetare din cauza duhorii de hidrocarburi. Eram pe care, pe cale de a leșina. Îmi voi pierde cunoștința și asta va fi tot, dar voi pompa până mă voi prăbuși. Apoi am simțit niște mâini pe umeri, mâinile negre ale barmanului. Du-te înăuntru, spuse. Mergi și odihnește-te, pompezi eu până se întunecă. Încearcă să dormi. I-am întins furtunul, dar nu pot dormi. Fata doarme, este întinsă într-un colț cu capul pe o față de masă, iar fața nu îi se descrețește nici măcar în somn. Fața lipsită de vivârstă, care poate fi și aceea unei babe. Va trebui să mă scol în curând." Se lasă murgul. Barmanul este la pompe de cinci ore. Camioanele continuă să vină. Privind pe fereastra distrusă, le văd luminile farurilor întinzându-se pe o lungime de mai bine de o milă, clipind ca niște safire galbene în întunericul ce se adâncește. Am impresia că, de fapt, șirul se întinde mult după barieră pe toată porțiunea de autostradă care se vede de aici. Și fata va trebui să pompeze. Îi voi arăta ce trebuie să facă. Va spune că nu poate, dar o va face până la urmă. Și ea vrea să trăiască. Vreți să deveniți sclavii lor? spusese barmanul. Vreți să vă petreceți tot restul vieții schimbând filtre de ulei? Ori de câte ori una din chestiile astea sună din claxon? Poate am putea fugi acum. Cred că ar fi ușor să ajungem la șanțul de scurgere, unde când ele sunt astfel înghesuite unul în celălalt. Apoi să fugim peste câmpuri, prin terenuri mlăștinoase în care camioanele s-ar scufunda ca mastodonții, apoi să ne ducem înapoi în peșteri. Să facem apoi desene cu cărbune. Acesta este, aceasta este luna zeu. Acesta este un copac. Aceasta este o semi remorcă mac, trecând peste un vânător. Dar nici atât nu vom putea. Cea mai mare parte a pământului este acoperită de șosele, iar pentru câmpuri și mlaștini și păduri dese există tancuri, autoșenile, platforme, echipate cu lasere, masere, sisteme de detecție cu infraroșii și, puțin câte puțin, lumea va fi transformată în conformitate cu pretențiile lor. Vedem lungi convoaie de camioane umplând mlaștinile adânci cu pietriș, buldozere, sfârșind pădurile, parcurile naționale, doborându-le la pământ, lăsând în urmă terenuri întinse, netede și curate. În urma lor apăreau camionetele. Dar nu sunt decât mașini, indiferent de ceea ce s-a întâmplat cu ele, de ce fel de conștiință au căpătat, ele nu se pot reproduce. În 50-60 de ani, nu vor fi altceva decât niște mormane ruginite, complet inofensive, cadavre nemișcate în care oamenii liberi vor arunca cu pietre și vor scuipa. Și totuși, acum văd cu ochii minții liniile de montaj de la Detroit, Dearborn, Youngstown și Mackinac. Pe ele alunecă fără încetare noi camioane asamblate de muncitori care nu mai perforează cartele de pontaj, ci pur și simplu se prăbușesc din picioare și sunt înlocuiți de alții. Barmanul a început să se împleticească. E și el un biet bătrân, săracul. Trebuie să o trezesc pe fată. Două avioane lasă dâre de condensare peste orizontul care se întunecă spre răsărit. Aș vrea să pot crede că sunt pilotate de oameni. Sfârșit! Ați ascultat Camioanele de Stephen King. Traducere de Valeriu Dinescu.